Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am găsit. Sunt Dorina Gărganov și vă prezint ora știrilor. O turbină a centralei electrice de la Cuciurgan s-a defectat astăzi, fiind înregistrat un deficit suplimentar în valoare de peste 100 de megawați. În urma avariei, întreprinderea de stat Mold Electric a cerut asistență de urgență din partea României. Până la ora 13, însă, problema a fost eliminată, iar centrala de la Cuciurgan a revenit la valorile planificate de producție și aprovizionarea malului drept. Conducerea companiei de stat Energocom a declarat că în data de 25 octombrie 2022, începând cu ora 9:24, urmare deconectării avariate a unui grup de la CERS moldovenească, a fost înregistrat un deficit suplimentar orar în valoare de peste 100 de megawați. Pentru echilibrarea sistemului electroenergetic, întreprinderea de stat Mold Electric a solicitat ajutor de avarie suplimentar din sistemul electroenergetic al României pe perioada pornirii unui alt grup la CERS moldovenească, se arată în mesajul postat pe site-ul companiei. Până la ora 13, problema de la centrala de la Cuciurgan a fost soluționată și producția de energie electrică a revenit la valorile planificate, a precizat ulterior Mold Electrica. Riscul de deconectări masive ale energiei electrice există în continuare în Republica Moldova, mai ales dimineața și seara. Anunțul a fost făcut de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Andrei Spânu, care spune că țara noastră a fost nevoită să cumpere curent din România la un preț între 190 și 348 de euro per megawatt-oră, deși anterior vorbea despre 90 de euro pentru aceeași cantitate. Oficialul nu ne-a răspuns la telefon pentru a ne oferi mai multe detalii. Într-o postare pe Facebook, Andrei Spânu a scris că Energocom nu are acoperire comercială a întregului consum de energie electrică, iar asta înseamnă că avem iarăși deficit de electricitate. Potrivit lui, riscul de deconectări masive există în continuare, mai ales între orele 7:11 și 18:23. Mold Electric a apelat la contractul de avarie semnat cu România. Costul energiei achiziționate prin acest contract este între 190 și 348 de euro per megawattoră. Este un preț mare, da, este un preț mare, dar dacă economisim, putem să plătim mai puțin, a scris vicepremierul în postarea sa. În data de 12 octombrie, însă, Andrei Spânu, tot pe Facebook, a spus că Moldova va putea cumpăra energie electrică din România la un preț de aproximativ 90 de euro per megawattoră. Datorită modificărilor în legislație făcute de Guvernul României în urma discuțiilor cu Guvernul Republicii Moldova. Tot atunci el a scris că energia electrică va avea un preț mai mic decât prețurile de pe piață și va asigura necesarul de 30% pe care nu-l mai putem primi din Ucraina, începând cu data de 14 octombrie, a spus atunci ministrul Infrastructurii. Am încercat să aflăm de la Andrei Spânu la ce preț exact cumpără Moldova energie electrică în prezent și ce s-a schimbat în diferența de prețuri, dar și ce volum de energie se procură din România și de la Cuciurgan, dar acesta nu ne-a răspuns la mesajul expediat. Totodată, vicepremierul a evitat să ne spună dacă există riscul majorării tarifului pentru consumatorii finali. Nu ne-a răspuns la mesajele expediate nici consilierul său pe comunicare, Alina Merlici. Așa-numitul șef al guvernului transnistrean, Alexander Rosenberg, a spus într-un interviu pentru Pervi Pridnestrovski că Tiraspolul este pregătit să îndeplinească contractul din octombrie cu Republica Moldova pentru furnizarea de energie electrică, dar din cauza penuriei de gaze naturale nu a existat altă opțiune decât reducerea furnizării de energie electrică pentru export. Totodată, el a adăugat că Tiraspolul va putea majora volumul de energie către malul drept al Nistrului dacă Moldova Gaz va livra mai mult gaz. În replică, șeful de la Moldova Gaz a spus că la furnizarea de gaze naturale, compania se ghidează exclusiv de legislația Republicii Moldova și reglementările internaționale în domeniul energiei, până când pe teritoriul regiunii transnistrene a Republicii Moldova nu vor fi implementate toate cerințele legislației naționale privind separarea activităților, cum ar fi livrarea, transportarea și distribuirea, dar și licențierea și certificarea operatorului sistemului de transport al gazelor, aprovizionarea directă a regiunii cu gaz este imposibilă, a scris Ceban pe contul său de Telegram.
Precizăm că Moldova cumpără din România 30% din necesarul de curent după ce Ucraina a asistat exportul de energie electrică din cauza bombardamentelor ce a afectat infrastructura energetică. Livrările de peste Prut vor fi făcute în funcție de cantitățile disponibile. Timp de câteva zile am fost dependenți de Cuciurgan, de unde am cumpărat energie electrică cu 62,5 dolari per megavatoră. Vineri, Moldelectrica a anunțat stare de alertă pe piața energiei electrice a Republicii Moldova. Operatorul sistemului de transport a curentului a comunicat despre existența unui deficit de energie electrică neacoperit prin contracte comerciale. De atunci, oamenii au fost îndemnați constant de autoritățile centrale să economisească energie electrică în orile de vârf, după ce în țara noastră a fost înregistrat un deficit de electricitate. Din acest motiv, cel mai mare furnizor de curent din țară, Premier Energy, a anunțat că ar putea face deconectări în evantai, aplicate și în anul 1999. Autoritățile îndeamnă cetățenii și agenții economici să economisească. Republica Moldova se confruntă cu cea mai gravă criză energetică din istoria sa. Despre aceasta a declarat ieri președintele țării Maia Sandu la ședința Consiliului Suprem de Securitate, convocat pentru a discuta despre amenințările la adresa securității energetice a țării. La întrunire au fost analizate propuneri și scenarii pentru diferite situații și solicitate din nou măsuri de economisire a curentului. Între timp, Comisia Situație Excepțională a aprobat o serie de măsuri de economisirea resurselor energetice. Printre acestea se numără deconectarea iluminatului decorativ și publicitar, renunțarea la scări rulante, dar și la ascensoare. La ședința CSS a fost analizată situația din sectorul energetic al țării, în care din 24 octombrie se înregistrează deficit de curent. CSS spune că s-a ajuns aici după ce Ucraina a încetat să ne vândă cele 30% din electricitate. Potrivit unui comunicat al președinției, după analizarea situației de pe piața energetică a țării, au fost discutate mai multe scenarii, inclusiv cel de o reducere și mai mare a cantității gazului livrat de Gazprom sau încetarea totală a furnizărilor. Deficitul de energie electrică poate fi compensat prin achiziții pe alte piețe, dar la prețuri mai mari, se spune în comunicatul Consiliului, în care se precizează că șeful statului a cerut guvernului să vadă ce impact va avea creșterea prețurilor la energie electrică asupra populației și a mediului de afaceri și să propună măsuri de diminuare a acestuia. Între timp, în contextul persistării riscului întreruperii de curent în orele de vârf, Comisia pentru Situații Excepționale a aprobat un șir de măsuri, precum suspendarea funcționării scărilor rulante și a ascensoarelor între orele 7, 11 și 18, 23, întreruperea iluminatului stradal pe timp de zi cu circa 30 de minute după răsăritul soarelui și cu circa 30 de minute înainte de asfințit. Instalațiile de încălzire să funcționeze în regim minim, iar în clădiri temperatura să nu depășească 19 grade. În centrele comerciale, cantitatea de lumină să fie redusă cu cel puțin 30%. Să fie deconectate havuzurile, vitrinele, dar și iluminatul decorativ, arhitectural și public, excepție fiind firmele și întreprinderile care lucrează non-stop. Mai mult ca atât, uzinele care utilizează instalații electrice vor trebui să schimbe programul de muncă, astfel încât procesele care consumă lumină să aibă loc în afara orelor în care curentul ar putea fi deconectat. Același lucru trebuie să îl facă și întreprinderile de alimentare cu apă și canalizare. Autoritățile spun că oamenii vor fi informați de administratorii blocurilor despre orele în care vor rămâne fără lumină. Ex-premierului Vlad Filat nu i-au fost confiscate proprietățile, deși, potrivit unei hotărâri judecătorești, bunurile erau supuse confiscării și vânzării în favoarea statului. Asta spune șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin. În cadrul unei emisiuni la un post privat de televiziune, aceasta a declarat că nu înțelege cum s-a putut întâmpla acest lucru. TV6 nu a obținut reacții la subiect nici de la Vlad Filat și nici de la avocatul său, deoarece cei doi nu au răspuns la apelurile și mesajele noastre. În 2016, judecătoria Buiucane a emis o hotărâre prin care bunurile fostului premier Vladimir Filat, respectiv imobile și acțiuni, au fost supuse confiscării. Valoarea acestor active au constituit aproape 473 de milioane de lei. Totuși, timp de 6 ani, proprietatea fostului premier, condamnat pentru abuz de putere, nu a fost transferată statului. Despre asta a vorbit la ProTV șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin.
până în ziua de azi, încă n-am reușit să confiscăm sume de bani. Deci am vorbit pe tema asta cu mai multe instituții din Moldova și deci se depun acum, deci noi discutăm cum să putem confisca careva bani la o sentință finală care deja există. Șefa Procuraturii Anticorupție venită din Statele Unite ale Americii nu înțelege cum s-a putut întâmpla acest lucru. Și eu sunt interesată în acest, să aflu cum am avut în 2016 o decizie pe așa o sumă de mare și noi suntem acum în 2022 și nu am confiscat acea sumă. Am încercat să obținem un comentariu la acest subiect de la ex-premierul Vlad Filat, dar fostul demnitar nu a răspuns la apelurile și mesajele noastre. Nici de la avocatul său, Victor Munteanu, nu am primit un comentariu. Însă în februarie 2020, când în spațiul public s-a pus întrebarea despre decizia instanței de confiscare a bunurilor fostului premier care nu a fost pusă în aplicare, Vladimir Filat a declarat pentru ziarul de gardă că îi sfătuiește pe cei care vor să îi vândă proprietatea să nu se grăbească cu asta. Eu știu și sunt sigur că dosarul meu va fi rejudecat în baza comunicărilor CEDO, iar în cadrul unui proces echitabil, eu îmi voi demonstra nevinovăția, iar celor care se grăbesc să vândă din bunurile confiscate, l-aș recomanda să nu se grăbească foarte tare, pentru că ulterior intervine și răspunderea pecuniară asupra prejudiciilor care sunt aduse unei persoane fizice sau juridice, a declarat atunci Filat. Cu toate acestea, Filat a pierdut cazul la CEDO. În decembrie 2021, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis că Moldova nu a încălcat prezumția de nevinovăție a fostului premier, care a fost condamnat în 2016 la 9 ani de închisoare pentru corupție pasivă și trafic de influență. În 2016, pe lângă pedepsa cu închisoarea pentru o perioadă de 9 ani, instanțele din Republica Moldova au decis și confiscarea imobilelor și acțiunilor care aparțineau fostului premier în valoare totală de 472,5 milioane de lei. Printre bunurile sechestrate atunci se numărau mai multe mașini de lux și imobile, inclusiv clădirea centrului de afaceri IPTECH din centrul Chișinăului. După ce a petrecut 4 ani și 2 luni după gratii, Vlad Filat a fost eliberat din închisoare în decembrie 2019, primind o reducere a pedepsei din cauza condițiilor proaste de detenție. Cu toate acestea, sentința de a-i fi confiscată averea și de a o vinde statului a rămas neîndeplinită. La sfârșitul anului 2016, hotărârea judecătorească de confiscare a fost înaintată spre îndeplinirea executorului judecătoresc Oleg Ungureanu. Totuși, din cauza imposibilității de a efectua proceduri de executare silită, acesta a transferat-o Serviciului Fiscal de Stat. Instituția, la rândul său, a precizat că răspunderea pentru confiscarea bunurilor revine executorului judecătoresc Oleg Ungureanu. Prin urmare, pe parcursul a 6 ani, din întreaga proprietate a fostului premier în valoare de 472,5 milioane de lei, au fost scoase în vânzare doar 4 mașini. În 2018, acestea au fost vândute printr-o licitație cu 2.263.000 de lei, bani care au intrat în bugetul de stat. Economia națională va suferi enorm din cauza crizei energetice, iar fără suport din partea guvernului nu va putea trece peste această perioadă. Declarația a fost făcută de fostul director al ANR, Octavian Calmâc, în cadrul emisiunii Moldova zi de zi de la TV6. Tot el spune că tarifele la energie electrică vor crește, iar banii prevăzuți pentru compensații nu vor acoperi necesitățile. Calmâc a vorbit și despre asigurarea țării cu gaze naturale. El susține că Gazprom așteaptă o intervenție la nivel superior, deoarece, în opinia sa, puterea de negociere s-a pierdut deja. Fostul director al Andrei, Octavian Calmâc, susține că economia națională suferă enorm de mult din cauza crizei energetice. Potrivit lui, multe întreprinderi vor intra în dificultate financiară și chiar vor falimenta. Mulți sunt în poziție să-și sisteze activitate. Sunt probleme sistemice la nivel de ramuri ale economiei naționale care consumă resurse energetice. Și aici vorbesc de constructoare de mașini, de materiale de construcție, de sticlărie. În replică, purtătorul de cuvânt al guvernului a declarat că consecințele economiei țării noastre sunt cauzate de războiul din Ucraina. Tot ceea ce poate face guvernul pentru a redresa economia și pentru a susține sectorul privat, inclusiv guvernul face,
prin politicile pe care le adoptă, prin compensațiile pe care le oferă. Octavian Calmâc a declarat că prognozele sunt și mai sumbre pe viitor și asta din cauza că tarifele la energie electrică vor crește. În prezent, prețul angro a energiei electrice ca bază de consum, deci este în jur de 180 de euro. Deci, practic, de mai mult de două ori mai scump decât media prețului de achiziție a energiei electrice angro în prezent. Deci trebuie să ne aștepte o majorare de tarife. Anumite mesaje deja au fost date la acest capitol, inclusiv și de domnul Spânu. Astfel de mesaje trebuie. Oamenii trebuie să înțeleagă că urmează o rundă de majorări. Trebuie să specificăm în timp când o să aibă loc lucrul ăsta și cu ce vine guvernul ca să susțină aceste majorări. Vin cu compensații, vin cu alte suporturi. Majorarea tarifelor va fi determinat doar de prețul cu care va fi cumpărată electricitatea, spun reprezentanții guvernului. Cetățenii vor fi ajutați acolo unde statul poate interveni și acolo unde statul va avea capacități să compenseze cheltuielile cetățenilor. Fostul director al ANRE precizează însă că bugetul destinat compensațiilor pentru anul curent este unul foarte modest. De cei 870 de milioane de lei care sunt puși drept compensație pentru lunile care au mai rămas în anul 2022 și sperăm că va fi un buget mult mai generos în anul 2023, deci este insuficient pentru așteptările și pentru acele majorări care au avut loc pe parcursul anului. Deci eu cred că nici 20% nu acoperă din tot ce ar trebui să fie în acest domeniu. De cealaltă parte, Anastasia Taburceanu susține că bugetul pentru compensații nu este unul fix. Sau o cifră care nu poate fi modificată în cazul necesităților, nu este bugetul compensațiilor 870 de milioane de lei. Ce ține de criza gazelor, Calmâc spune că Gazprom așteaptă o intervenție la nivel superior din partea Moldovei, inclusiv la nivel de președinte și premier. Eu cred că s-a pierdut acest moment de negociere. Felul de vicepremier, cu tot respectul față de această funcție, dar nu este suficient. Deci, în lipsa acestui dialog, probabil nu trebuie să ne așteptăm la miracole în acest contract și vom fi ținuți la limita de jos a cantităților care sunt specificate, așteptându-se data de 31 decembrie 2022, atunci când va fi un motiv legal, formal, de reziliere a contractului. Asta este o declarație absolut speculativă. Fostul director de la ANRE nu are de unde care sunt așteptările Gazpromului. Anterior, vicepremierul Andrei Spânu a dat asigurări că, indiferent de situația la nivel regional, toți cetățenii vor avea acces la căldură și electricitate în perioada de iarnă. Totodată, din 12 octombrie, a fost lansată platforma compensații.gov.md. Site-ul reprezintă un instrument prin care se realizează evaluarea capacității de plată a consumatorilor pentru energia consumată și, ulterior, se stabilește volumul de compensații acordate de stat. Valoarea compensațiilor oferite va fi diferită în funcție de veniturile și averea consumatorului, iar unele categorii vor rămâne fără bani din partea statului. Ce ține de negocierile la gaze cu partea rusă, anterior, președintele Maia Sandu a declarat că nu regretă că nu a plecat la Moscova și că nu are de gând să vândă o bucată de țară doar pentru a avea jumătate de an gaze mai ieftine. Și premierul Natalia Gavrilița a declarat că nu regretă că nu a fost la Moscova pentru a negocia un contract cu un preț mai convenabil la gazele naturale. Potrivit ei, a fost o decizie corectă ca discuțiile din cadrul negocierilor cu Gazprom să fie axate doar pe aspecte comerciale. Secretarul de presă al președintelui rus, Dmitri Peskov, a răspuns anterior acestor declarații. Potrivit lui, Gazprom nu a făcut niciodată cereri politice Moldovei, iar problema prețurilor și a datoriilor este subiectul relațiilor comerciale dintre agenții economici. Potrivit Biroului Național de Statistică, timp de un an, tarifele la gazele naturale au crescut cu 362%, iar cele la serviciile locativ-comunale și încălzirea centralizată cu aproape 99% și respectiv 92%.
13 ani și 4 luni de închisoare a primit tânărul acuzat de omorul cu o deosebită cruzime a copilului de 2 ani de la Ciocana. Acesta a fost trimis după gratii de judecătoria Buiucani, potrivit Procuraturii Generale. Totul s-a întâmplat în octombrie 2021 într-un apartament din sectorul Ciocana. Potrivit dosarului, mama este cea care și-a lăsat fata în grija unei prietene. Aceasta și concubinul său a bătut-o cu mâinile și picioarele, dar și cu diferite obiecte, ceea ce i-a și cauzat moartea. Pentru a ascunde urmele infracțiunii, indivizii au dus cadavrul copilului într-o centură forestieră din strada Uzinelor. Pe tot parcursul cercetării cauzei, precum și pe parcursul procesului, învinuitul a fost ținut în arest. În luna aprilie acestui an, iubita lui a fost condamnată la 12 ani de închisoare. O femeie din Dondușeni va sta aproape 7 ani la pușcărie pentru trafic de copii prin exploatare sexuală. Decizia a fost luată de judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, într-o cauză penală inițiată de Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale. Potrivit instituției, totul a început acum un an, când femeia și-a cunoscut victima, o tânără de 17 ani din Chișinău, cu o situație financiară dificilă, dar și copil mic la întreținere. Astfel, aceasta a profitat de situația victimei și a recrutat-o să presteze servicii sexuale. Potrivit PC Cox, tânăra a fost supusă presiunilor psihologice și violenței fizice, îndeosebi atunci când refuza să accepte clienți, inclusiv din motive de sănătate. Ulterior, chiar a fost necesară spitalizarea acesteia. Clienții erau identificați pe platforme online, iar mai mult de jumătate din banii obținuți îi lua învinuita. Urmarea informațiilor operative, infracțiunea a fost deconspirată, iar femeia a fost reținută și plasată în arest preventiv la solicitarea procurorilor PC Cox. Ulterior, aceasta și-a recunoscut vina, iar judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a condamnat-o la 6 ani și 8 luni de închisoare. Accident matinal în raionul Căușeni. O femeie de 34 de ani a ajuns la spital cu diverse traumatisme după ce automobilul pe care îl conducea a ajuns într-un tractor. Cazul a avut loc în jurul orei 6 dimineața între localitățile Zaim și Salcuța. Potrivit IGSU, șoferița a încercat o manevră periculoasă de depășire și s-a izbit în celălalt autovehicul care se deplasa pe traseu. În urma impactului, femeia a rămas blocată între fiarele automobilului avariat, de unde a fost descarcerată și transportată la spitalul Căușeni. În prezent, ea se află sub supravegherea medicilor de acolo. Cazul este cercetat într-un dosar penal. IGSU menționează că în ultimele 24 de ore, salvatorii și pompierii au intervenit în 32 de situații de risc. Un tânăr de 26 de ani, originar din Florești, a fost plasat în arest pentru 30 de zile după ce ar fi furat bunuri din 6 locuințe în comunele Bubuieci și Tohatin. Prejudiciul cauzat se ridică la aproape 81.000 de lei. Bănuitul ar fi acționat în perioada lunilor septembrie-octombrie. Pe timp de zi a pătruns în locuințe prin forțarea geamului termopan, de unde a sustras bijuterii din aur, tehnică, parfumuri de brand, etc. În momentul reținerii, suspectul avea un rucsac în care se aflau mai multe șurubelnițe și mănuși. Individul și-a recunoscut vina, el risca amende de până la 67.500 de lei, muncă neremunerată în folosul comunității de până la 240 de ore sau închisoare de până la 4 ani. Aplicația WhatsApp a picat în această dimineață pentru câteva ore în întreaga lume. Anunțul privind problemele tehnice a fost făcut de downdetector.com, o platformă online care oferă utilizatorilor informații în timp real despre starea diferitor site-uri web și servicii. Potrivit acesteia, utilizatorii reclamau că nu pot trimite mesaje în conversațiile private și în cele de grup și nici nu pot efectua apeluri. WhatsApp este una dintre cele mai folosite aplicații de mesengerie și care a fost cumpărată de Facebook. Aplicația folosită de miliarde de oameni din întreaga lume permite utilizatorilor să trimite mesaje instant în conversații private sau de grup, să inițieze apeluri telefonice sau video, să trimită fișiere.
Vicepreședintele partidului Șor, Marina Tauber, a petrecut noaptea de luni spre marți în orășelul de corturi, amenajat în fața Procuraturii Generale, unde are loc un protest non-stop împotriva guvernării. Deputatul a declarat că este alături de manifestanți în lupta lor pentru o viață mai bună, iar ulterior a înregistrat la Parlament un proiect de lege care prevede acordarea câte 3.000 de lei polițiștilor, care asigură ordinea publică în timpul acestor acțiuni. Marina Tauber a declarat că a decis să rămână alături de protestatari pentru că în cele 3 luni în care a stat în detenție nu a putut să le arate că este alături de ei. O să fim alături de oameni și este așa un moment că am avut lipsă de comunicare în ultimele luni. Mereu am spus că susținerea oamenilor este cea mai importantă pentru noi. Astăzi alegerea noastră este să luptăm pentru viitorul țării noastre. Totodată ea s-a arătat nemulțumită de faptul că pe parcursul zilei corturile manifestanților au fost verificate de polițiști, acțiune pe care o consideră ilegală. După ce am văzut că polițiștii ca niște hoți vin la ora 5-6 dimineața, eu vreau să rămân aici. Veniți, dragi ofițeri, și o să vedem cu ce ocazie verificați pașapoartele și datele oamenilor. Poliția declară însă că verificările sunt necesare și a explicat de ce. Și pur și simplu se răspunde la două întrebări. Prima întrebare, cortul e lui sau a organizatorului? Care n-are acte, se legitimează, spune cine e el și cum. Noi verificăm dacă nu e în căutare, nu are probleme cu legea și stă mai departe. În susținerea forțelor de ordine care asigură ordinea publică în timpul protestelor, Marina Tauber a înregistrat la Parlament un proiect de lege care prevede ca acestora să le fie acordate suplimentar câte 3.000 de lei pentru fiecare zi în care sunt nevoiți să stea la datorie în afara programului de lucru. Polițiștii noștri sunt plătiți foarte prost, iar fiecare dintre ei face lucru pentru 3.000 de lei în actualele condiții este o sumă derizorie. Am solicitat de la Ministerul Afacerilor Interne să ne comunice care este salariul unui polițist în Republica Moldova, de la cât începe și cu cât sunt remunerați oamenii legii atunci când lucrează în zilele libere de muncă. Purtătorul de cuvânt al instituției, Daniel Mazepa, ne-a direcționat către Inspectoratul General al Poliției, care ne-a îndemnat să scriem o solicitare oficială pe adresa electronică pentru a primi răspuns. Totodată, premierul a venit marți cu o reacție la protestele organizate de Partidul Șor. Dragi cetățeni, ceea ce s-a întâmplat ieri pe străzile Chișinăului nu este un protest. Nu este o exercitare a unui drept civic. Este un element din războiul hibrid împotriva țării, oamenilor și ordinii constituționale. În ceea ce privește protestul non-stop din fața Procuraturii Generale față de activitatea procurorilor, care, potrivit organizatorilor acțiunii, ar trebui să deschidă dosare penale pentru unele acțiuni ale guvernării PAS, pe care le numește ilegalități, procurorul responsabil de comunicarea cu mass media, Violina Moraru, ne-a scris că procuratura, în limitele legii, va reacționa și investiga orice faptă care atrage după sine răspunderea penală, contribuind în continuare la respectarea ordinii de drept și la apărarea drepturilor și intereselor legitime ale persoanei și societății. Iar purtătorul de cuvânt al președinției, Irina Gotișan, ne-a spus că instituția se abține de la comentarii. Poliția a demontat în această după-amiază 20 de corturi instalate duminică în fața Procuraturii Generale de membri și simpatizanți ai Partidului Șor. Forțele de ordine spun că au decis să procedeze astfel pentru că locurile de dormit ar fi fost abandonate. În replică, organizatorii protestului spun că în momentul intervenției poliției acestea erau goale pentru că oamenii care le ocupă își procurau provizii. Oamenii legii afirmă că niciun participant la protest pe care i-ar fi întrebat cui aparțin corturile nu i-ar fi dat un răspuns. Prin urmare, au decis că sunt abandonate. De cealaltă parte, organizatorii acțiunii spun că în momentul intervenției poliției, manifestanții care au rămas fără locurile de dormit mersese după produsele alimentare. Da, considerăm aceste acuzații fiind absolut nefondate. În momentul în care au intrat reprezentanții forțelor de ordine în orășelul Chimbărini, parat recent în fața Procuraturii Generale, oamenii care erau veniți din toată țara
în aceste corturi, erau pur și simplu produse alimentare, nu erau pur și simplu la fața locului și așa. Și sigur că poliția inventează tot felul de pretexte pentru a compromite. Poliția a mai menționat că la protest s-ar afla copii fără supraveghere, lucru negat de către organizatori. Scrie perfect în logica provocărilor și absolut nefondate și absolut nejustificate acuzațiile poliției. Anterior, prin intermediul numărului unic de urgență 112, poliția a anunțat că la adresa sa au parvenit plângeri din partea locuitorilor blocurilor din adiacentul Întrunirii, care sunt deranjați de zgomotul puternic produs de muzică. Forțele de ordine au solicitat reprezentanților să nu creeze disconfort chișinăuienilor. Amintim că în timpul protestului de duminică au fost instalate peste 300 de corturi în fața Procuraturii Generale, potrivit organizatorilor. Vicepreședintele partidului Șor, Marina Tauber, va sta următoarele 30 de zile în arest la domiciliu. Decizia a fost luată de Curtea de Apel Chișinău după ce procurorii au contestat decizia primei instanțe care a hotărât ca Tauber să se afle sub control judiciar. La rândul lor, avocații deputatului pledează pentru eliberarea definitivă a politicianului. Totodată aceștia au depus la Procuratura Generală o plângere penală pe numele ministrului Justiției Sergiu Litvinenko, dar și a deputatului PAS Dumitru Alaiba, acuzându-i că ar influența acțiunile justiției prin intermediul paginilor de Facebook. Reacțiile celor doi le vedeți în reportaj. În ședința de marți, procurorul a cerut ca Marina Tauber să primească arest la domiciliu pentru 30 de zile. De cealaltă parte, apărătorii deputatului susțin că clienta lor trebuie să fie eliberată, deoarece nu este vinovată. Potrivit acestora, procurorii nu au prezentat probe pentru a o priva de libertate pe Tauber. Totodată, înainte de începutul ședinței, unul dintre avocații Marinei Tauber a declarat că justiția ar fi capturată, iar asupra magistraților s-ar face presiuni. Suntem convinși de faptul că asupra judecătorilor se exercită o presiune enormă pentru ca Marina Tauber să fie plasată în arest la domiciliu, dacă nu au reușit să o trimită în închisoare, să îi se închidă gura, să îi se interzică să vorbească, să dea sunete. În susținerea declarațiilor sale, avocatul a anunțat că a înregistrat la Procuratura Generală o plângere în care solicită inițierea unei cauze penale în privința deputatului PAS Dumitru Alaiba, dar și în privința ministrului Justiției, pe care îi acuză de imixtiune în înfăptuirea justiției. Asta după ce, în ziua în care Tauber a fost plasată sub control judiciar, Sergiu Litvinenko a scris pe pagina sa de Facebook că decizia magistraților vorbește despre cât de grave sunt lucrurile în sistemul de justiție și că presupune că Procuratura Anticorupție va contesta hotărârea, iar magistrații sunt cei care trebuie să ia decizia într-un final. Sper mult să țină cont de amalgamul de informații și probe care dovedesc în mod evident ilegalitățile, a scris acum o săptămână Litvinenko. Este o acțiune inacceptabilă din partea ministrului Justiției, pentru că el se implică direct în actul justiției. De asemenea, în Facebook, el dă indicații clare Curții de Apel Chișinău cum să procedeze. Ministrul Justiției nu a reacționat deocamdată la aceste acuzații. Contactat de noi, acesta nu a răspuns la telefon. Anterior, el a negat orice imixtiune în actul de justiție. Deputatul Dumitru Alaiba susține că prin posterile sale nu a influențat justiția. Nu eu sunt motivul din care Marina Tauber are probleme cu justiția. Dacă vrea să caute vinovatul, are decât să se uite în oglindă. Poate să și răsfoiască raportul Kroll, a scris acesta într-o postare pe Facebook. Iar purtătorul de cuvânt al Curții de Apel Chișinău, Ion Bocan, ne-a scris într-un mesaj că judecătorii nu se supun politicului și nu admit ingerințe în activitatea lor. Într-un final, Curtea de Apel a decis ca Marina Tauber să revină în arest la domiciliu, satisfăcând astfel recursul procurorilor. Parlamentarul susține că decizia magistraților a fost luată la indicația partidului de guvernare. Nu există nicio probă, niciun argument și nicio dovadă ca să fiu ținută sub arest. Și cred că prin astfel de măsuri ei încearcă cumva să mă intimideze și în genere să pună presiunea asupra mea. Desigur că acest dosar o să aibă câștig de partea noastră și la CEDO și la celelalte instanțe.
Procurorul pe caz a refuzat să spună ce probe a prezentat instanței, motivând că este secretul anchetei. Ne-am referit strict la probe, strict la riscuri, strict la închierea care a fost contestată și strict la pe marginea recursului care a fost înaintat. Procurorul, când susține un recurs, el are dreptul să facă referiri la orice probă sau eveniment procesual, respectiv nu este îngrădit de dreptul de a face trimiteri la unele evenimente care s-au întâmplat în ultima perioadă sau care urmează să se întâmple. Purtătorul de cuvânt al Curții de Apel Chișinău, Ion Bocan, ne-a spus că toate deciziile pronunțate de instanță sunt bazate pe lege și probatoriul administrat. Iar purtătorul de cuvânt al fracțiunii PAS, Adriana Vlas, a declarat că nu comentează declarațiile făcute de Marina Tauber. Anterior, ea a spus că organele de drept trebuie să-și facă treaba și să ofere o finalitate pe toate dosarele de mare rezonanță. Amintim că Marina Tauber este cercetată penal pentru falsificarea raportului financiar al partidului Șor și acceptarea finanțării formațiunii de un grup criminal organizat. În data de 18 octombrie, ea a fost plasată sub control judiciar, iar ulterior ea a anunțat că are interdicție de a părăsi municipiul Chișinău. Deputatul se declară nevinovat și califică materialele prezentate de procurori ca fiind lipsite de fundament juridic, iar arestul un abuz efectuat la indicația puterii, acuzații respinse de reprezentanții guvernării. Procuratura Generală susține însă că procurorii au dovezi privind vinovăția deputatului și a reiterat de mai multe ori că instituția este apolitică, în care procurorii acționează strict în conformitate cu legea. Președintele Maia Sandu a declarat anterior cu referire la dosarul Marinei Tauber că își dorește ca ancheta să fie corectă, transparentă și să nu trezească semne de întrebare. Numeroasele proteste din Europa din ultima perioadă indică nemulțumirea tot mai mare a cetățenilor față de creșterea costului vieții, spun experții companiei britanice de consultanță Verisk Maplecraft. Totodată, analiștii spun că valul de manifestații se va extinde în lunile următoare. Mai multe despre asta în reportaj. 3.000 de protestatari au manifestat la 24 octombrie în estul Germaniei împotriva prețurilor ridicate la energie, exprimându-și astfel dezacordul cu politicile guvernului federal, scrie publicația germană Nordsee Zeitung. Potrivit poliției, protestele au avut loc în 12 orașe, majoritatea într-o atmosferă calmă. Doar la Leipzig au avut loc ciocniri între manifestanți și forțele de ordine. În același timp, observatorii europeni notează că protestele din Germania s-au întețit pe fundalul situației dificile din sectorul energetic. Sâmbăta trecută, aproximativ 20.000 de oameni au ieșit la mitinguri în Berlin și în alte orașe. Oamenii au cerut facilități pentru cetățenii cu venituri mici, înghețarea plăților pentru chirie, taxă pe avere și utilizarea sporită a energiei regenerabile pentru a reduce dependența de cărbune și gaz, potrivit Reuters. Revista Spiegel notează că din cauza crizei energetice, un sfert dintre companiile germane ar putea face concedieri masive. Iar în Republica Franceză, săptămâna trecută a avut loc o grevă la nivel național prin care oamenii au cerut salarii mai mari. La manifestația organizată de Confederația Generală a Muncii au participat lucrători feroviari, angajați ai transportului urban, lucrători din sistemul de educație și sănătate. Greva a afectat 20 dintre cele 56 de reactoare nucleare ale țării, a declarat pentru Reuters președintele Sindicatului Lucrătorilor din Energia Nucleară. Astfel, 17 centrale nucleare franceze au fost nevoite să-și schimbe programul de reparații și punere în funcțiune înainte de perioada de iarnă. Potrivit ziarului național francez Libération, în total aproximativ 300.000 de oameni au participat la proteste. La Paris, manifestațiile s-au lăsat cu altercații, iar poliția a folosit gaze lacrimogene. Și în Belgia au avut loc demonstrații în masă împotriva sărăciei. La Bruxelles, 4.000 de oameni au participat la un protest antiguvernamental. O manifestație de amploare este planificată pentru luna noiembrie, transmite Euronews. BBC a numit recent 2022 anul protestelor de combustibil. Potrivit datelor, demonstrațiile împotriva creșterii costului vieții au acoperit deja peste 90 de țări din întreaga lume. Potrivit analiștilor companiei britanice de consultanță Verisk Maplecraft, noi valuri de proteste abia urmează. În lunile următoare, experții se așteaptă la revolte în aproximativ 101 țări
ale lumii, inclusiv în Marea Britanie și statele comunitare. Potrivit raportului, în peste 80% din țări, inflația depășește 6%, iar din această cauză, riscurile socioeconomice au atins un nivel critic. Se așteaptă ca în perioada rece anului să se agraveze criza energetică, iar costul vieții să crească. Seceta și criza de apă din mai multe țări ale lumii vor duce la creșterea prețurilor la alimente, care ar putea declanșa proteste în zonele cele mai afectate. Lista țărilor cu un risc crescut de tulburări sociale include în special Germania, Cipru, Norvegia, Polonia și Ucraina. Iar pentru 2023, analiștii Verisk Maplecroft prevăd o creștere a revoltelor pe lângă alte țări, în Germania, țările de jos și Elveția. Atât pentru această oră, doamnelor, domnilor, rămâneți cu noi. Eu sunt Dorina Gherganov și vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită în continuare alături de cei dragi vouă. La revedere!